Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Astăzi, într-o componență puțin modificată, salutăm prezența noilor colegi în componența Guvernului Republicii Moldova și le dorim succes. Propun să procedem imediat la examinarea subiectelor incluse pe agenda ședinței de astăzi. Primul subiect, doamna secretar de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanișcina, vă rog. Bună ziua, stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea hotărârii Guvernului numărul 180 din anul 2013. Proiectul respectiv este elaborat în temeiul articolului 21 prim al legii numărul 270 din anul 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și are drept scop stabilirea condițiilor de acordare a premiului anual pentru rezultatele activității anului 2019 pentru personalul angajat în unitățile bugetare finanțate din bugetul de stat și bugetele locale, cât și pentru personalul din Casa Națională de Asigurări Sociale. Pentru acordarea premiului anual se propune a fi utilizate mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual, calculate la 31 decembrie 2019 sau la ultima zi de activitate în cadrul unităților bugetare, anterioară date de 31 decembrie 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul 2019. Implementarea proiectului respectiv se va realiza în limita disponibilităților financiare prevăzute la capitolul cheltuielilor de personal, în bugetul de stat, bugetele locale și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020. La acordarea premiului anual vor fi îndreptate primordial economiile identificate la cheltuielile de personal prevăzute în bugetele unităților bugetare, iar Ministerul Finanțelor va monitoriza până la finele anului 2020 nivelul executării cheltuielilor de personal în unitățile bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale pentru a interveni la necesitate cu propuneri de alocări suplimentare de mijloace în acest scop. De premiu anual pentru rezultatele activității anului 2019 ar putea beneficia în jur de 180.000 de unități de personal efectiv încadrate în anul respectiv. În contextul celor expuse, rugăm susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitor la acest proiect important, pe care cu siguranță îl așteaptă în jur de 180.000 de angajați din sectorul bugetar, pedagogi, oameni de cultură, administrație de stat și tot așa mai departe. Doamna ministru, am primit avizie de la instituții, tot e coordonat cu toți, nu am scăpat nicio categorie de angajați. Sigur, am primit avizele de la toate instituțiile implicate, am elaborat sinteza obiecțiilor și comentariilor și aceasta a fost expediată în adresa Cancelariei de Stat. Vă mulțumesc. Noi astăzi aprobăm proiectul. Înțeleg că achitarea premiului propriu-zis va fi pe parcursul lunii decembrie în anul 2020. Exact. În cazul instituțiilor care, cum ați spus dumneavoastră, nu au economii și nu vor, zicem, nu vor fi mijloace disponibile pentru achitare, Ministerul Finanțelor va interveni și va aloca. Exact. Aceste autorități urmează să se adreseze cu demers către Ministerul Finanțelor, iar Ministerul Finanțelor va analiza posibilitățile bugetare fiecare instituții. Eu vreau să rog colegii de la Ministerul Finanțelor să interacționeze cu toate instituțiile ca exercițiul acesta de evaluare a disponibilității banilor pentru achitarea premiului să se efectueze până la sfârșitul lunii noiembrie, astfel încât în decembrie deja să primească cu toții acest premiu și ultima, zicem, concretizare, volumul de mijloace necesar pentru achitarea acestui premiu în total. Estimativ, bineînțeles.
Este motiv, vorbim de o cifră sub 500 de milioane de lei. 500 de milioane de lei. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Dacă nu sunt întrebări, înainte de a vă ruga să ținem proiectul, permiteți-mi să mulțumesc colegilor la Ministerul Finanțelor și altor instituții care au participat la elaborarea acestui proiect și pentru faptul că, ajungând acum la mijloc de noiembrie, într-un an așa dificil, a fost posibil să gestioneze situația astfel încât bani să fie suficient și pentru premiu pe rezultatele anului 2019. Dacă nu aveți obiecții și vă alăturați mulțumirilor, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 2, doamna ministru Lilia Pogolșa, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privire la modificarea hotărârii de guvern numărul 1234 din 2018, prin condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează regim de autogestiune financiară. Proiectul a fost elaborat în vederea asigurării condițiilor necesare pentru acordarea premiului anual personalului din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic, care funcționează în regim de autogestiune financiară economică. Proiectul hotărârii Guvernului necesită a fi promovat într-o asigurare echității și evitarea discrepanței dintre salarizarea angajaților cu funcții similare din cadrul instituțiilor bugetare și a instituțiilor care funcționează în regim de autogestiune financiară economică. Prin modificarea hotărârii de guvern numărul 1234 din 2018, angajații din cadrul instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic vor putea să beneficieze de premiu anual pentru rezultatele activității din anul 2019, în mărime de până la 50% din salariile de bază. Menționăm că implementarea proiectului se va realiza în limita alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2020 și în contextul celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, este după esență același proiect ca și primul, dar vizează angajații din instituțiile care au autonomie financiară, la autogestiune, învățământul universitar, profesional, tehnic. Dacă nu sunt întrebări și aici mulțumim colegilor pentru pregătirea proiectului și vă rog să susținem și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 3, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din legea 121 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Proiectul dat a fost elaborat în scopul consolidării măsurilor de protecție socială a veteranilor de război din rândul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și la acțiunile de luptă din Afganistan și de pe teritoria altor state. Menționez că acest proiect a fost elaborat în contextul realizării angajamentelor asumate de către guvern, inclusiv în planul de activitate a guvernului este elucidată această măsură de protecție socială prin majorarea etapizată a cuantumului alocațiilor sociale pentru veteranii de război din categoriile enunțate. Astfel, anul curent, începând cu 1 ianuarie, cuantumul alocațiilor lunare a fost majorat de la 100 la 300 de lei. Proiectul care îl prezint astăzi propune majorarea alocațiilor lunare de la 300 la 500 de lei. De această majorare, începând cu 1 ianuarie 2021, vor beneficia circa 26.350 persoane. Totodată, proiectul prevede majorarea alocației cu 100 de lei pentru circa 2.588 persoane cu dizabilități, ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, a participării la acțiunile de luptă de pe teritoriul altor state, precum și pentru persoanele cu dizabilități ca urmare a participării la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl.
Suma care este necesară pentru implementarea proiectului este propusă în proiectul bugetului de stat pentru anul 2021 și în contextul celor enunțate rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, am văzut în sinteză opinie specială a Ministerului Finanțelor, dacă ați reușit pe parcurs să eliminați orice divergență, vreau să știu. Da, domnule prim-ministru, în procesul definitivării proiectului de hotărâri de guvern pentru aprobarea proiectului de lege, aceste divergențe au fost eliminate și, după cum am menționat, 67 de milioane vor fi planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul 2021. Vă mulțumesc, stimați colegi, deci este vorba de majorarea acestei indemnizații pe care statul Republica Moldova o achită veteranilor care au apărat integritatea țării. Dacă pe la 1 ianuarie 2020 această indemnizație constituia 100 de lei, acum este de 3 ori mai mare, iar ministerul, guvernul vine cu propunerea să fie majorată încă o dată, deci ce ar însemna că față de 1 ianuarie 2020 la 1 ianuarie 2021 indemnizația va fi exact de 5 ori mai mare. Cu efortul financiar respectiv, consider că trebuie de susținut această inițiativă, cu atât mai mult că noi am în discuțiile noastre cu veteranii în februarie 2020, le-am spus că noi o să majorăm această indemnizație începând cu 1 ianuarie și respectiv ne ținem de cuvânt. Este proiect de lege și eu rog colegii rapid să-l promoveze în Parlament, astfel încât să putem de la 1 ianuarie să achităm această sumă. Și doamna ministru, vă rog frumos să amintiți parlamentarilor despre acel proiect de lege CUST, deci în privința poliției medicale pentru veterani care nu se află în câmpul de muncă. E timpul să revină deputații la responsabilitate și să aprobe acel proiect, astfel încât veteranii care nu sunt angajați în câmpul de muncă să poată beneficia de asistență medicală, chiar dacă nu au polița de asigurare medicală. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări la acest subiect, să interveniți. Nu cred că pot fi obiecții majore. Domnul ministru al apărării, Victor Veciu, care obiecții înțeleg? Domnul prim-ministru, eu vreau personal să vă mulțumesc pe dumneavoastră, pe doamna ministru, pentru această hotărâre care este la timp. Eu vă asigur că în marea majoritate veteranii de război înțeleg situația din țară și o să aprecieze la justa valoare acest pas a guvernului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, nu este la timp, ea trebuia de făcut mulți, mulți, mulți ani în urmă, dar vă spun, timp de un an am majorat-o de 5 ori, respectiv, cred că oamenii care înțeleg pot aprecia acest efort. Alte intervenții? Nu sunt. Stimați colegi, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Anatol Usate, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului. Proiectul este elaborat în scopul conformării legislației naționale, practicii Uniunii Europene, prin stabilirea clară a reglementărilor cu privire la elementele de identificare și inspectare ale vehiculelor și, în linii generale, prezintă finalizarea procesului de transpunere a directivei europene privind documentele de înmatriculare a vehiculelor. Transpunerea directivei menționate a fost lansată încă în anul 2017 prin operarea modificărilor la hotărârea Guvernului numărul 770 din 2012 și excluderea câmpului așa numit P5 din certificatul de înmatriculare, în care era înscris numărul motorului. Însă, odată cu aprobarea modificărilor menționate, nu au fost ajustate la standardele europene și altele acte normative care reglementează normele de înregistrare și identificare a vehiculelor. Prin urmare, în vederea ajustării actelor normative în vigoare, se propune: 1. Modificarea punctului 26 și 28 din regulamentul cu privire la supraveghere tehnică exercitată de Inspectoratul Național de Securitate Publică, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 415 din 2003,
precum și a punctului 125 litera B din regulamentul circulației rutiere aprobat prin hotărârea Guvernului 357-2009. Proiectul hotărârii Guvernului a fost avizat în mod stabilit prin legislație în vigoare, conform celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, intervenții referitoare la acest proiect. Nu sunt. În aceste condiții vă rog frumos să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domnul ministru al Agriculturii, Ioan Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru produsele apicole, inclusiv ceara de albin, propolisul, lăptișorul de matcă, polenul, care sunt destinate consumului uman. Ea a fost elaborat în temeiul legii numărul 306 din 2018, privind siguranța alimentelor și armonizat cu regulamentul Comisiei Europene numărul 1308 din 2013 și al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013. Necesitatea elaborării proiectului cerințele de calitate pentru produsele apicole a fost condiționată de lipsa unui cadru de reglementare pertinent, care să stabilească într-o manieră certă cerințele exhaustive de calitate pentru asemenea produse. Obiectivele principale ale proiectului sunt plasarea pe piața produselor apicole, inclusiv ceara de albin, propolisul, cele menționate mai sus, calitative și inofensive și alinierea cerințelor naționale la cerințele comunității europene prin armonizarea și transpunerea legislației europene pentru accesarea pieselor externe pentru produsele menționate, cât și înlăturarea barierilor netarifare. Proiectul dat are drept scop stabilirea condițiilor minime acceptabile de calitate, de siguranță alimentelor prezentate și etichetate, care urmează a fi respectate la producere, la colectare, la procesare, ambalare, depozitare, dar și comercializarea produselor apicole în cauză, parvenite atât din producția internă, cât și cea de import. Astfel, prin aprobarea cerințelor de calitate pentru aceste produse, vor fi create premize pentru dezvoltarea în continuare a ramurii apicole, asigurarea unor condiții optime de activitate a apicultorilor din țară, majorarea veniturilor producătorilor autohtoni și reglementarea activității de producere și procesare a produselor menționate. Implementarea prezentului proiect de hotărâre nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul public național. În acest context, rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul Anatolie Chilăș, vă rog. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri. Prezentul proiect de hotărâre prevede transmiterea terenurilor în temeiul deciziilor Consiliului Locale Comrat și Bugeac, UTA Găgăuzea, din proprietatea unităților administrative teritoriale Comrat și Bugeac, UTA Găgăuzea, în proprietatea statului, administrarea proprietății publice, în gestiunea administrației de stat a drumurilor. Conform anexei la proiect. Schimbarea categoriei de destinație a terenurilor proprietatea statului, administrația proprietății publice, în gestiunea administrarea de stat a drumurilor, conform anexei. Putrecerea lor în categorie de terenuri cu destinație agricolă, în categorie de terenuri destinație industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și alte destinații speciale. În scopul reabilitării drumurilor național M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești, frontiera cu România. Totodată, proiectul a fost elaborat în baza prevederilor legei numărul 150 din 2012 privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrări de reabilitare și extindere a unor drumuri naționale, inclusiv M3 Chișinău, Comrat, Giurgiulești, frontiera cu România. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost avizat, coordonat și contrasemnat în modul stabilit. Rugăm susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări acest proiect. Doamna Bașcan, dacă nu sunt întrebări sau dacă nu aveți obiecții că se preiau terenurile de la administrația locală și se oferă administrației de statul drumurilor.
vă auzim, dar citim pe, după expresie. Deci nu sunt obiecții, noi am discutat preventiv, nu vă auzim, din păcate, vă rog, setați tehnic. Aceste terenuri, se, într-adevăr, se transmit pentru a construi acel traseu național de importanță majoră Chișinău-Giurgiulești, frontiera cu România. Eu am revenit numai cei din regiunea respectivă, lucrurile merg bine acolo, deci noi trebuie să facem și să luăm toate deciziile pentru a nu stopa și împiedica acest proces. Colegi, dacă nu sunt obiecții sau întrebări la acest proiect, vă rog să aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 7, domnul Anatolie Ghilaș, vă rog, continuați. Stimați domnul prim-ministru, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobare regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei și prospecțiunilor topografice, geoinformații, evaluării mobile și cadastrului. Proiectul dat este elaborat în baza legii numărul 778 din 2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică, legii numărul 989 din 2002 cu privire la activitatea de evaluare și legii numărul 354 din 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum și într-o executare legii 154 din 2020. Regulamentul stabilește procedura de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformații, evaluării bunurilor imobile și cadastru, precum și organizare și desfășurarea activității comisiilor de certificare și în domeniile respective. Certificarea specialiștilor în domeniu are drept scop determinarea nivelului de cunoaștere a cadrului normativ și tehnic necesar pentru executarea lucrărilor respective, a abilităților profesionale a lor, stimularea protecționării profesionale, precum și ridicarea responsabilității în activitatea practică și identificarea factorilor de risc. Proiectul iarăși a fost avizat, coordonat și contrasemnat în modul stabilit. Rugăm susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul director. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări cu privire la proiectul regulamentului pentru certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei și alte domenii importante care sunt destul de importante și rarisime, cred că pentru Republica Moldova, și specialiștii dați trebuie să fie certificați. Cine certifică, domnul director, cât costă aceasta, de câte ori trebuie să vină la examen sau e ca la permisul auto și aici? Cheltuielile din bugetul de stat pentru certificare nu sunt. Comisia va fi conform hotărârii de guvern, conform regulamentului, va fi condusă de Agenția Relației Funciare și Cadastru și este conform regulamentului procedură de selectare și aprobare a certificaților de cunoștință a specialiștilor în domeniul care au fost enumerate, geodezie, cartografie, prospecțiuni, evaluare și așa mai departe. Comisia oarecare va examina și respectiv elibera certificatele. Da. Candidatul trebuie să plătească? Nu. Comunism. Colegi, dacă nu sunt alte întrebări... Candidatul trebuie să aibă numai cunoștință. Deja nu-i comunism. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest lucru. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 8, doamna secretar de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanișchina, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul privind schimbul de informații în formă electronică între statele membre ale CSI în scopul efectuării administrării fiscale, întocmit la 2 noiembrie 2018. Prevederile protocolului au drept scop reglementarea principiilor de realizare a schimbului de informații în formă electronică între statele membre ale CSI în scopul eficientizării administrării fiscale. Schimbul de informații se efectuează reieșind din interesul reciproc în consolidarea controlului pentru respectarea legislației fiscale, încasarea deplină și la timp a impozitelor în bugetele statelor membre și în vederea oferirii asistenței reciproce în materie fiscală în acest scop.
schimbul de informații se realizează de către autoritățile competente ale statelor membre ale prezentului protocol în format electronic cu aplicarea mijloacelor criptografice de protecție a informațiilor. Având în vedere cooperarea economică între statele membre CSI, schimbul de informații fiscale în format electronic va deveni un instrument suplimentar pentru reducerea economiei tenebre, contracararea nedeclarării veniturilor în străinătate, stimularea conformării voluntare și, nu în ultimul rând, o sursă suplimentară de venituri la buget. Implementarea proiectului nu presupune careva cheltuieli financiare. Proiectul hotărârii a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile abilitate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului, precum și inclusia în sinteza obiecțiilor și propunerilor la prezentul proiect de hotărâre. În contextul celor expuse și reieșind din importanța proiectului hotărârii de guvern, vă rog susținerea acestuia. Mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Nu văd doritori de a întreba. Sper că sunt doritori de a aproba. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9. Continuați, vă rog, doamna Ivanișchina. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri pentru negocierea protocolului de modificare a Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Chișinău la 11 iulie 2007. Importanța proiectului protocolului constă în crearea unor sisteme fiscale care ar coordona acțiunile statelor contractante îndreptate asupra prevenirii evaziunii fiscale, distribuirii drepturilor impunerii între acestea și eliminării discriminării fiscale sub orice formă. Prin urmare, toate acestea vor crea condiții favorabile de efectuare activității economice externe și de consolidare a relațiilor bilaterale. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Astfel, în scopul demarării procesului de negocieri bilaterale pe marginea proiectului protocolului de modificare a Convenției suspensionate, rog împuternicirea delegației oficiale conduse de către domnul Dorel Noroc, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, pentru negocierea acestuia și parafarea textului negociat. În contextul celor expuse, vă rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Intuiesc că nu sunt întrebări. Totul este clar cu acest proiect, trebuie susținut și vă rog să-l aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, doamna ministru Zorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea legii 10 din 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați. Potrivit notei informative la proiect, se propune modificarea criteriilor de selectare a membrilor Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică. Proiectul nu poate fi susținut din următoarele considerente. Decizia de declarare a stării de urgență este atribuită directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Toate atribuțiile de gestionare a stării de urgență îi revin Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică este un organ coordonator creat în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire pentru urgențele de sănătate publică și managementul acestora, iar coordonarea activităților intersectoriale de comunicare și management în sănătate publică revine coordonatorului național în sănătate publică, membru cu drepturi depline al acestei comisii. Reșind din argumentele care sunt invocate, solicit respectuos susținerea proiectului de aviz consolidat al Guvernului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt opinii diverse la acest subiect sau întrebări, vă rog să vă expuneți aviz negativ al Guvernului pe inițiativă legislativă. Nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, doamna Tatiana Ivanișchina, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul avizul guvernului la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 419 din 8 octombrie curent, de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Prin proiectul de lege respectiv se propune prelungirea termenului de aplicare a unor norme din legea numărul 69 pe perioada declarării codului galben, portocaliu și roșu în legătură cu situația epidemiologică determinată de răspândirea COVID-19. Remarcăm că prin articolul 29 alineatul 2 din legea numărul 69 în vigoare, legiuitorul a împuternicit guvernul cu dreptul de a decide în privința prelungirii termenilor de aplicare a normelor prevăzute la articolele de la 2 până la 7, de la 18 până la 21 și articolul 26, după ridicarea stării de urgență în sănătate publică declarată prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 10 din 15 mai 2020. Sau după expirarea termenelor prevăzute în articolele respective, dar nu mai mult decât cu 3 luni de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenelor prevăzute în articolele respective. Astfel, prin hotărârile Guvernului numărul 732 din 30 septembrie curent și numărul 771 din 21 octombrie curent, Guvernul a prelungit până la 30 noiembrie 2020 termenul de aplicare a unor norme din legea numărul 69. În același timp, accentuăm că nota informativă la proiect nu conține compartimentul fundamentare economico-financiară care să descrie impactul financiar asupra bugetului de stat, cu indicarea cheltuielilor necesitate pentru implementarea prevederilor noului act normativ. De asemenea, nu au fost respectate nici prevederile articolului 131 alineatul 6 din Constituția Republicii Moldova, potrivit căruia nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Astfel, în condițiile existenței normelor legale privind posibilitatea de prelungire a termenelor de aplicare a unor articole din legea numărul 69 și ținând cont de acțiunile guvernului deja întreprinse în acest sens, menționăm că acest proiect de lege nu este oportun de a fi susținut. În acest context, rog susținerea proiectului avizului guvernului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă aveți careva întrebări, obiecții la proiectul avizului prezentat de Ministerul Finanțelor. Nu sunt întrebări, eu vreau doar să menționez că guvernul va mai extinde prin hotărârii de guvern termenul de acordare indemnizației de 16.000 de lei pentru personalul medical, așa cum am făcut-o până acum. Deci guvernul are asemenea competențe și noi vom extinde acest termen. Ceea ce nu poate face guvernul, aceasta să stăvilească cumva populismul unora, dar astea sunt realitățile. Deci eu vă rog să aprobăm acest aviz, asigurând personalul medical că noi vom achita și în continuare cele 16.000 de lei pentru un caz de infectare cu COVID-19. Vă rog susținerea proiectului. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, doamna secretar general al Guvernului Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat și modificarea unor hotărâri de guvern. Ca rezultat al exercițiului de inventariere a resurselor și sistemelor informaționale de stat existente, au fost identificate mai multe neconcordanțe și deficiențe în gestionarea și documentarea acestor sisteme, fapt care impune necondiționat întreprinderea unor acțiuni concrete privind aducerea în concordanță cu cadrul normativ a resurselor și sistemelor informaționale de stat, necesită totodată, după inventariere, înregistrarea acestor sisteme informaționale în registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat, precum și se propune raționalizarea și reingineria resurselor și sistemelor informaționale de stat.
Astfel, prin acest proiect, sunt aprobate acțiunile concrete necesare a fi întreprinse de către fiecare entitate publică separat care este deținător al sistemelor și resurselor informaționale de stat. În același timp, proiectul prevede și modificarea altor acte normative care sunt aduse în concordanță cu proiectul propus și expus mai sus. Este de menționat că în hotărârea Guvernului 414 din 2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, se propune aprobarea unui nou regulament privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat, regulament în care sunt stabilite expres activitățile minime necesare pentru asigurarea continuității resurselor și sistemelor informaționale de stat. Implementarea acestui proiect se va realiza din contul mijloacelor financiare aprobate în legea bugetului de stat în fiecare an bugetar pentru instituțiile vizate, precum și din alte surse prevăzute de legislație. Proiectul a fost supus procedurii de avizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ relevant. Discuțiile au fost pe marginea acestui proiect, dar au fost epuizate. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar general. Vă rog, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Avem toate avizele, toate informații, vedem că 14 instituții s-au expus pozitiv. De ce vă rog să aprobăm proiectul, stimați membri Guvernului? Aprobat, mulțumesc. Continuați, vă rog, doamna Iaconi, subiectul numărul 13. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la optimizarea și eficientizarea centrelor de date din sectorul public și modificarea unor hotărâri de guvern. Scopul acestui proiect constă în optimizarea și eficientizarea centrelor de date în sectorul public. Este de menționat că în rezultatul inventarierii centrelor de date în sectorul public au fost identificate 3 centre de date care sunt considerate rațional a fi consolidate, iar restul centrelor de date urmează a fi supuse lichidării. Astfel, Ministerul Finanțelor, Serviciul Tehnologiei Informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Instituția Publică, Agenție Servicii Publice, urmează să transmită acele 3 centre de date din administrarea sa în administrarea instituției publice, Serviciu Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. Totodată, ministerele, Cancelarea de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate guvernului și autoritățile și instituțiile publice subordonate sau înființate de guvern, altele decât cele 3 menționate supra, urmează să transmită, la fel, instituției publice, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, echipamentele și produsele care asigură funcționarea acestora, inclusiv licențele și documentația completă. Concomitent, ministerele, Cancelarea de Stat, alte autorități administrative urmează să întreprindă măsuri concrete de lichidare a centrelor de date, cu excepția infrastructurii tehnice locale. Aceasta pentru raționalizarea tuturor centrelor de date existente la moment. De asemenea, proiectul prevede modificarea unor acte normative pentru a ajusta aceste acte aprobate anterior cu noile prevederi propuse de acest proiect. Implementarea acestui proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. Proiectul, la fel ca și precedentul, a fost supus procedurii de avizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ relevant. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Iaconi. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, cu privire la cadre. Vreau să-l rog pe domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciocoi, să prezinte proiectul.
Mulțumesc, domnul prim-ministru. În temeiul articolului 86 aliniat 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10 aliniat 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, propun numirea domnului Eugeniu Revenco în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză. Totodată, înaintând președintele Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. Sper că dumneavoastră, distinși membri ai Guvernului, cunoașteți pe Eugeniu Revenco, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Este un diplomat de carieră, un coleg foarte experimentat din echipa Corpului Diplomatic al Republicii Moldova. Are deja experiența funcției de ambasador, deținând-o în Lituania. Respectiv, am întreaga încredere că va face față și în această nouă misiune. Prin urmare, rog respectuos să susțineți propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări privind candidatura propusă, domnul Eugeniu Revenco, în funcție de ambasador al Republicii Moldova în Republica Franceză. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm această decizie. Aprobați, vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Revenco pentru activitatea de succes în funcție de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și să-i doresc succes în această responsabilă, în altă responsabilă funcție de ambasador al țării noastre în Republica Franceză. La subiectul cadre, în continuare, vreau să rog pe doamna secretar general al Guvernului Liliana Iaconie să prezinte proiectele. Mulțumesc. În temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern și al articolului 22, alineatul 1 și alineatul 3, din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Anatol Usatăi din funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii. Rog aprobarea eliberării domnului Usatăi. Vă mulțumesc, doamnă secretar general. Aici doar domnul Anatol Usatăi, dacă nu are întrebări la proiectul prezentat, nu are. Stimați colegi, vă rog să aprobăm această formalitate. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru Usatăi, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și în funcție de secretar de stat. Eu aș vrea ca cât mai mulți oameni să cunoască că succesul în implementarea proiectelor în dezvoltarea infrastructurii și mă refer în special la cele din domeniul infrastructurii drumurilor, a depins foarte mult de activitatea dumneavoastră. În opinia mea și a colegilor din guvern, ați avut o prestație extraordinară împreună cu toți colegii de la Ministerul Economiei și cu ex-ministru Serghei Raelean la acest capitol. Deci eu vă mulțumesc mult și, bineînțeles, vă doresc succes în activitatea de ministru al economiei și infrastructurii. Vă rog, doamna Iaconie, să continuați prezentarea proiectelor. Mulțumesc. În temeiul articolului 7 din legea cu privire la guvern, articolului 65 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în conformitate cu punctul 12 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, se propune încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail Casapu în funcție de director general adjunct al Agenției Proprietății Publice din data de 11 noiembrie 2020 în baza cererii de demisie. Rog acceptarea încetării raporturilor de serviciu. Vă mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să o expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm demisia. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog să continuați, doamna Iaconie. În temeiul articolului 7 din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern, al articolului 22 și alineatul 1 și alineatul 3 din legea 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor
cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 11 din regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 71 din 2013, se propune eliberarea domnului Ieremei Priseajniuc din funcția de director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din data de 11 noiembrie 2020. Rog acceptarea eliberării domnului Ieremei Priseajniuc. Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări la acest proiect, la această propunere, vă rog să le expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Vă rog să continuați, doamna Iacone. În temeiul articolului 7 din legea 136 din 2017 cu privire la guvern, al articolului 6 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 11 din regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 71 din 2013, se propune numirea doamnei Silvia Cibotari în funcție de director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din data de 12 noiembrie 2020. Rog acceptarea numirii doamnei Silvia Cibotari. Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări referitor la candidatura propusă, doamna Silvia Cibotari, în funcție de director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Eu vreau să o felicit pe doamna Silvia Cibotar cu numirea în această funcție foarte responsabilă, mai ales în condițiile zilei de astăzi. Să-i doresc succes și totodată am o rugăminte împreună cu cancelarea să alocați un pic de timp să studiați, examinați multiplele demersuri din partea agenților economici din sector care au parvenit ultimele luni la cancelare în privința activității acestei agenții. Sunt mai multe adresări, plângeri și eu vă rog să le examinați și acolo unde este posibil de identificat soluțiile pentru susținerea acestui sector. Vă rog să continuați, doamna Cuni. Mulțumesc. În temeiul articolului 7 din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 22 și alineatul 1 și alineatul 3 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Vladimir Izman din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelarei de Stat, responsabil de raionul Dubăsari, din data de 11 noiembrie 2020. Rog acceptarea eliberării domnului Vladimir Izman. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem propunerea cancelare. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, agenda ședinței de astăzi a fost epuizată. Înainte de a încheia ședința, vreau să-l rog pe domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene să ne prezinte ultima informație cu privire la pregătirea birourilor electorale peste hotarele țării pentru exercițiul din 15 noiembrie, care este situația. M-ați informat în ultima perioadă că au loc mai multe schimbări ale oficiilor, deci nu le mai putem utiliza cele care au fost folosite la 1 noiembrie din inițiativa autorităților străine sau a proprietarilor de imobile. Vă rog, care este situația și în ce măsură suntem gata ca să asigurăm cetățenilor noștri de peste hotare posibilitatea de a-și exercita dreptul constituțional de a alege. Vă rog, domnul Ciocoi. Vă mulțumesc, domnul prim-ministru. Tocmai înainte de a ne conecta la ședința Guvernului, eram în regim online cu ambasadorii noștri din
afară și subiectul evident că era nivelul de pregătire pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie. Pot să vă afirm acum cu certitudine că avem siguranța că Republica Moldova va avea practic același număr de secții de votare în afară, identic cu ce am avut la primul tur al alegerilor. Prin urmare, schimbări nu sunt. Singurul element care se schimbă din această ecuație rămân adresele ale unor secții de votare care am fost nevoiți să le, să le mutăm din considerentele care ați menționat și dumneavoastră. Sau proprietarii nu au mai fost de acord să găzduiască secția de votare în imobilul respectiv, sau au fost cerințele înaintate în mod expres de către autoritățile publice locale ale localităților unde s-a decis schimbarea adresei secțiilor de votare. Dar, cu greu, dar suntem bucuroși că totuși colegii noștri, ambasadorii și colectivele misiunilor diplomatice din afară au reușit în timp record cu toate dificultățile, dar să găsească alte locațiuni pentru a amplasa secțiile de votare tot în localitățile în care au existat și în primul tur. Toată informația referitor la adresele unde pot fi găsite secțiile de votare care și-au modificat locațiunea, cetățenii noștri le pot găsi pe paginile web ale misiunilor noastre diplomatice din statele respective. Este informație publică și avem întreaga susținere din partea autorităților statelor de acreditare unde sunt misiunile noastre diplomatice. Chiar foarte mulți ambasadori au menționat astăzi în cadrul discuției care le-am avut cu dumnealor că fără o susținere activă din partea guvernelor, autorităților centrale din statele de acreditare și statele de reședință ale misiunilor, cred că ar fi fost mult mai dificil să se mențină același număr de secții de votare care identic cu turul întâi al scrutinului. Prin urmare, în ceea ce privește secțiile de votare, schimbări nu există. Doi la mână, după cum cunoașteți, s-au întreprins acțiuni în ceea ce privește consolidarea birourilor electorale din cadrul secțiilor de votare. Au fost expediate, deja au și ajuns, cel puțin în spațiu european, autocarele cu echipament adițional, să are vedere cabine de vot, urne de vot, inclusiv ștampile, utilaj, echipament tehnic pentru operatorii care vor gestiona fluxul de cetățeni care vor se prezenta duminică la secțiile de votare. În linii mari pot spune că suntem gata. Voi mai avea o ședință cu șefii misiunilor diplomatice ale noastre pe parcursul zilei de vineri. Urmează să stabilim ora exactă pentru a parcurge încă o dată toate eventualele mici probleme cu care se mai confruntă înainte de a-și deschide ușile secțiilor de votare în dimineața zilei de duminică. Prin urmare, domn prim-ministru, dați-mi voie să raportez că în proporție de 99,9% noi suntem gata pentru desfășurarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul ministru. Mai sunt câteva zile până duminică. Vă rog să țineți la monitorizare strict acest proces. În cazul când apar unele modificări, imediat să anunțați concetățenii noștri de peste hotare că, într-adevăr, duminică să-și poată exercita dreptul la vot. Și eu, folosindu-mă de ocazie, vreau să mulțumesc autorităților din țările unde sunt acreditate ambasadele noastre, unde vor fi deschise secții de votare, pentru faptul că au permis autorităților electorale a Republicii Moldova să le deschidă, în pofida faptului că în multe din aceste țări este regim de lockdown, carantină, chiar proprii cetățeni nu pot circula, pe când ai noștri au dreptul și posibilitatea să voteze. Noi apreciem acest lucru foarte mult, pentru că, după cum am spus, este foarte important că cetățenii noștri oriunde s-ar afla să poată vota. Și următorul subiect ține de accesul cetățenilor Republicii Moldova de pe intern din Republica Moldova, de pe malul drept și stânga al Nistrului. Am văzut
în 1 noiembrie încercări ale unor deputați de a bloca accesul cetățenilor spre secțiile de vot. Eu vreau să rog instituțiile competente ale statului, Ministerul Afacerilor Interne în primul rând, să asigurați dreptul constituțional al cetățenilor Republicii Moldova pentru a vota. Totodată să contracarați orice acțiune care este contrar legislației electorale, inclusiv transportare organizată și tot așa mai departe. Nu știu cum contracarăm peste hotare acest fenomen care înțeleg capătă amploare. Am văzut ce se întâmplă în spațiu mediatic, dar acolo probabil că o să informăm autoritățile străine despre acest lucru, dar pe intern aici, domnul ministru, deci voi cu transportarea organizată nu trebuie admisă, dar nici blocarea accesului cetățenilor de către unii deputați care nu mai au nici lege, nici Constituție, nu trebuie admisă. Folosiți toate instrumentele care vi le oferă legislația. Niciun cetățean în Republicii Moldova nu trebuie să fie lipsit de dreptul de a vota duminică pe 15 noiembrie. Și fiind la capitolul alegeri, eu vreau să mă adresez cetățenilor Republicii Moldova să participe activ duminică la turul 2 de alegeri prezidențiale. Este un exercițiu important pentru țara noastră și vreau să cred și vă îndemn să trecem cu toții acest exercițiu cu brio, să alegem șeful statului, astfel încât imediat de pe 16 noiembrie să continuăm implementarea proiectelor și activităților menite să îmbunătățească viața în Republica Moldova. Stimați colegi, acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc pentru participare la ședință. Seară bună tuturor! Sănătate!